un peisaj idilic, frumos, cam puțină lume. Într-adevăr, un peisaj deosebit. Natura ne ajută la Herculane din plin. Ionizarea negativă este aproape sau poate chiar comparabilă cu Davos din Elveția. Deci Herculane, din punct de vedere al naturii, este o stațiune de top. În rest, mai avem câte ceva de muncit la Herculane, mai trebuie lămurite câteva proiecte publice, dar și private, și apoi putem spune că vom redeveni o stațiune de top la nivel european și chiar la nivel mondial. Din păcate, avem și o parte mai urâtă. Da, chiar obiectivul din spatele nostru este Baia Neptun, o clădire aflată în proprietatea administrației publice Băile Herculane. Poate că ale organelor sau excesul de zel al organelor de control a dus la blocarea demersurilor și a proiectelor care erau demarate în ceea ce privește Băile Neptun. Astăzi și nu doar astăzi și până acum, cel puțin de când s-a terminat din 2018 procesul și s-a demonstrat că nu a fost nicio ilegalitate, din 2018 și astăzi, administrația publică trebuie să-și asume acest obiectiv, adică să finalizeze proprietatea terenului, să finalizeze acel schimb sau să cumpere, sau cel mai corect trebuie să se așeze la masă cu proprietarii terenului și să finalizeze acea documentație, acel schimb sau achiziționarea acestui teren, și din acel moment administrația publică trebuie să-și asume acest proiect și trebuie să gândească un proiect de reabilitare acestei clădiri. Și dacă cred că sunt neputincioase, atunci să-l valorifice într-o sub o altă formă, chiar vânzarea acestui obiectiv înspre mediul privat. Dar eu aș rămâne la varianta ca primăria să rămână în continuare proprietar și să ne orientăm înspre finanțările europene sau și cele guvernamentale, să explicăm guvernanților că Băile Herculane este declarată stațiune de interes național. Aici Națiunile Unite, cei de la PNUD și împreună cu Organizația Mondială din Turism au făcut o strategie de dezvoltare a orașului pentru următorii 25 de ani. Pe această strategie, cei care sunt și se ocupă de administrarea orașului mai trebuie să o răsfoiască și să țină cont de acele recomandări și să încerce să pună în practică aceste proiecte. Va veni anul 2021, când sigur vor fi axe de finanțare pentru turism, și atunci trebuie gândită reabilitarea acestui proiect, sau dacă nu, guvernul României, indiferent de culoarea politică, trebuie să înțeleagă că Băile Herculane reprezintă mare parte a turismului balnear din România. Da, este și un hotel, tot anul trecut, tot în top 10, dar acum avem încă o surpriză plăcută, că și stațiunea este inclusă în top 10 cele mai bune locații spa din Europa. Deci prin asta înțeleg că europenii ne văd acolo unde ne este locul, doar că noi de aici încă nu înțelegem și nu știm ce trebuie făcut. Deci guvernanții trebuie să priceapă să susțină concret stațiunea Băile Herculane, iar administrația trebuie să scrie proiecte, să finalizeze investiții cât mai urgent, și mediul privat, sunt convins, pentru că mediul privat a dat semnalul încă din anii 2009-2010, când începuse cea mai mare criză din istoria recentă, investitorii au venit și au investit în Băile Herculane. Acel top care a fost prezentat destul de recent, este un lucru îmbucurător și ne dă o speranță că Băile Herculane renaște și revine la locul pe care îl merită cu adevărat. Doar că noi, cei care suntem aici și care putem să facem ceva pentru oraș, din funcții publice sau din mediul privat, trebuie să fim mai activi, trebuie să nu mai ratăm niciun fel de moment, pentru că 2021 pot spune că ar fi ultimul tren pe care ar putea prinde. Dacă nu
gândim un proiect integrat pentru oraș în care să cuprindem toate problemele care mai trebuie rezolvate, va fi greu și va trece mult timp până mai reușim să facem ceva. Dar avem și partea nouă, partea extraordinară, care de fapt ne-a ridicat în acest loc. Partea nouă a orașului este renovată în întregime, pentru că toate hotelurile de acolo, deci vorbim, sunt două hoteluri de 4 stele, chiar unul dintre ele este 4 stele plus, pot spune, și celălalt de 4 stele se prezintă chiar foarte bine. Restul de unități sunt la nivel de 3 stele bune, deci zona istorică, zona din centru nou al orașului, chiar merge foarte bine. Mai sunt puține retușuri care pot fi rezolvate într-un interval scurt de timp. Aici, în zona istorică, care, de fapt, aici ne dă valoarea cu adevărat și aici se lucrează și aici lucrurile sunt într-o situație acceptabilă la acest moment. S-a redeschis în anul 2019 o unitate de 4 stele care corespunde și este renovată, modernizată, ținând cont de monumentele istorice, de ceea ce ne-a lăsat istoria aici, de construcțiile și clădirile care au tentă sau sunt gândite în stil baroc târziu. Deci în acel fel au fost reabilitate această clădire. Mai avem încă o clădire la care se lucrează intens. Este fostul hotel Decebal, nu știu cum va fi denumit în continuare, dar se lucrează și proprietarul spune că îl va duce la nivel de 5 stele. În bimilenara stațiune de pe Valea Cernei, care, iată, deși este în plină iarnă, vă întâmpină cu un soare plăcut și, de fapt, oricând ați venit la Herculane, fiecare anotimp are farmecul său și factor de cură există pentru a face un tratament în fiecare sezon. Băi, Herculane a intrat într-un top 10 care ne face cinste. E vorba de destinațiile spa și destinațiile de vacanță din Europa Centrală și de Est. Spuneți-ne, dacă noi venim la Herculane, ce găsim aici? Păi găsim în primul rând tratament care se face de mai bine de 2 milenii aici la Băile Herculane și cu factorii bine cunoscuți de cură, apele termale miraculoase, încă de pe vremea romanilor, aeroionizarea negativă care ajută după relaxare, după organismul să se refacă și sigur clima cu influențe submediteranene care face ca climatul să fie plăcut chiar în timpul iernii, așa cum vedeți acum, este o zi foarte frumoasă de plimbare, de făcut excursii în jurul stațiunii, drumeții pe așa numitele trasee de cură, unde turiștii pot să beneficieze de acea aeroionizare negativă și de climatul blând de cruzare al stațiunii.
Da, aș spune că istoria stațiunii Băile Herculane face parte din acel complex de factori care ajută la refacerea organismului. De ce spun asta? Pentru că am făcut unele sondaje de opinie cu ani în urmă și am constatat că acei turiști care vin la tratament apreciază și această istorie bimilenară, aceste clădiri care nu toate au început să fie refăcute, dar încă mai e mult de lucru, dar această istorie pe care turiștii o pot vedea dincolo de zidurile mai vechi sau mai noi ale stațiunii, le fac bine. Sigur că istoria aici, încă de pe vremea romanilor, legenda lui Hercules, nu mai vorbesc, se știe că Hercules ar fi avut acea luptă cu Hidra de pe Valea Lernei, care ar fi Valea Cernei. Sigur, Traian nu a trecut pe aici, dar a trecut Marcus Aurelius Antoninus, supranumit și Caracalla, care în anul 214 a venit la Băile Herculane însoțit de mama sa, Iulia Domna, binecunoscută Sisi, care și-a petrecut mai multe sejururi, dar în 1887, deci 130 de ani s-au împlinit în 2017, a petrecut un sejur de numai puțin de 6 săptămâni și a făcut tratament și a făcut drumeții și a scris acele versuri nemuritoare în jurnalul ei intim. Sigur că au fost și multe alte capete încoronate, ca să nu mai vorbim de împăratul Franz Iosef, care în 1896 s-a întâlnit cu regele Carol I al României și Alexandru I al Serbiei. Și să nu mai vorbim, dar trebuie să vorbim, mai ales de perioada interbelică, despre care foarte puțin s-a vorbit și s-a promovat mai puțin această perioadă, deși este o perioadă importantă din istoria stațiunii, pentru că s-au făcut multe lucruri și atunci, nu numai romani au făcut, nu numai austrieci, dar și românii în perioada interbelică. Vizitele pe care le-aș menționa este vizita lui Carol al II-lea în 1933, când a venit însoțit de Principele Mihai, mare voievod de Alba Iulia, pentru dezvelirea bustului regelui Ferdinand, care era în Părculețul vis-a-vis de hotelul care îi purta numele, fostul hotel Franz Iosef. Foarte frumos, ne pare rău pentru că aceste clădiri n-a fost cineva să le restaureze de la timpul care trebuia. În zona nouă ați fost? În zona modernă? În zona nouă sunt în trecere. O să ajungem și în zona nouă, dacă e frumos, dacă e ceva frumos. Știți că stațiunea a fost înscrisă în top 10 stațiuni din Europa de către The Guardian. Da, avem ceva noțiuni, însă suntem prima oară aici și o să ne mai documentăm. Să vedem ce putem să spunem despre Herculane. Mulțumesc, stai frumos, să ne dați.
Văd că se lucrează, Are ce să spunem, am mai trecut acum câțiva ani buni pe aici, tot așa era, mai rău poate. Sunteți la tratament sau? Da, la tratament, da. Cum vi se pare tratamentul? Fiindcă băile Herculane a fost cuprins într-un top 10 al celor mai bune stațiuni balneo din Europa Centrală și de Est. Da, abia nu știu. E prima ideea zi. Este că abia am venit și e prima dată când facem tratament, acum să vedem cum va fi după. Unde sunteți? La Domogled. Da. Și e prima dată, da. Acum să vedem cum va fi după. Cum vi se pare zona centrală, centrul nou? Asta e în lucru, după câte vedem. Care? Unde? A, jos acolo? Da, da. Ca iarna. Populație puțină, lume puțină. În rest, văd că este... Da, este. E un pic mai organizat, să vede că s-a lucrat. Da, noi suntem la Hotel Diana, acolo. Cum vi se pare Hotel Diana? Binișor, acceptabil. Ați fost și în centrul spa? Și în centrul spa, da. Cum e? Da, ok. Știți că stațiunea Băile Herculane a fost cuprinsă într-un top 10 al celor mai bune stațiuni din Europa Centrală și de Est de către The Guardian? Am auzit ceva. Centrul spa unde sunteți measă la hotel acolo, cum e? E ok, e bine. E fain, e ok, da. Haideți să întrebăm și pe doamna cum e. Bine și excelent. Ați făcut tratament? Fac acum tratament, îți de o zi. Și la centru spa ați fost? Am fost și la centru spa. Cum e? Foarte bine. E fain? Da. Cum vi se pare la Herculane? Bine. Eu de-aia am și venit, că cunoaștem zona și... Mulțumim tare frumos! La plimbare? La plimbare, uite, Antena 3. De unde sunteți? De București. Cum vi se pare stațiunea? Eu am venit, e prima zi. Unde sunteți cazat? La Domogled. Și cum vi se pare cazarea? Bună. Bună, mâncarea perfectă. Ați făcut un tratament astăzi? Da. Da. Și cum e? Pentru început, în prima zi nu ai ce să știi. Da, vă place? Tratament, da. Ok. Spuneți-mi cum vi se pare? Foarte bine. Deci, stațiunea e curată. Așa deci, n-avem ce să spunem, nu-i... Da, sunt condiții. Mai bine. Da. Deci, mult. Condiții sunt. Spuneți cum vi se pare tratamentul, cazarea? La prima zi, ce să... Ne-a scărmănat și ne doare acum. Ne doare genunchi, ne doare... Deci... Se lucrează, da. Au trecut 30 de ani, mai trebuie să treacă 30 să se cunoască ceva. Mulțumim frumos! Ne distrăm. Cum vă simțiți? Foarte bine. De unde sunteți? Dâmbovița. Și de cât timp?
De 3 zile. Mi se fac serviciile. Ok, foarte ok. Da, foarte mulțumesc. Serviciile ați comandat în afară de spate. Faceți proceduri? Nu facem proceduri. Pare la care? Da. Merită prețul cu ce serviciu? Da, merită. Mulțumim și eu. Mulțumim. Aici. Foarte bine, eu vin de 6 ani, al 6-lea an care vin în luna ianuarie, ori 5, ori următoarea serie. Deci dacă nu era bine, nu veneam. Eu m-am simțit foarte bine, adică și ca bază de tratament, și ca bază de recreere, cum este aici. Deci eu, unul, sunt bucureștean, sectorul 1. Mă simt... bună. Ce proceduri faceți? 6 proceduri. Biadinamice, ultrascurte, baie la sulf și ultraviolete. Foarte bune. Mulțumite de servicii, de felul în care sunteți tratați. Foarte mulțumite sunt și vin de 6 ani la rând. Foarte mulțumite sunt. Mă simt foarte bine. București. Mai bine, da. E altfel, vă închipuiți, că nu vreau. Eu am 66 de ani. Deci sunt... Vă mulțumim, sănătate. O zi bună. Sunteți foarte relaxată. Bineînțeles, am toate motivele să fiu relaxată. Ce procedură ați făcut? Jacuzzi, piscină, hamam, saună uscată, tot ce se poate aici. Poți să faci tot ce dorești aici. Ați mai fost sau? Da. Și o să revin, cu mult drag. De unde sunteți? Din Severin. Mulțumim tare frumos! Asta are altă culoare, altfel. Nu, a fost până acum de sus. A curs de sus, pe cap. Cum vă simțiți? Foarte bine. E prima zi. De unde sunteți? La București. La București. Da. Distracție plăcută. Mulțumim. Ficii magneziu, apă sănată, bazine, diferite bazine. Asta e apă sănată. Dincolo este calciu, magneziu. Este mai multe proceduri. Ce este hotelului și patronilor, că e foarte frumos hotelul. Foarte, foarte. Poftit? Vă place? Mi-e place. E a doua oară când venim, dar e foarte. Foarte. Dar văd că apă acolo are o culoare, aici are alte culoare, dincolo alte culoare. Aici ai calciu, magneziu, aici ai sărată, probabil și luminată, dar e bine. Foarte bine. Cum vă simțiți? Foarte bine. E fain? Foarte frumos. De unde sunteți? Din zona Craiovei, la Pideaș, Olteni. Și faceți un tratament aici, puteți, nu tot aia? Și. Spuneți-mi, cum vă simțiți în hotel, în spa? Foarte bine. Sunt foarte comunicativ, foarte atenți. Ați mai fost? Nu, e prima oară când am venit. Mai venit? Încercăm, sigur că da. Este unul dintre cele mai moderne centre spa din România, care include bazine cu apă sărată, bazinele termale, bazine cu miraculoasa apă cu sulf care o avem în Băile Herculane, bazine cu apă și calciu,
Se poate veni atât cu proceduri, cu recomandări din partea medicului de familie sau inclusiv așa de la sine pentru zona de relaxare. Apele cu calciu și magneziu sunt foarte bune pentru articulații, pentru diverse afecțiuni, la fel și apele sărate, la fel și bazinele cu sulf. Tratează numeroase afecțiuni binecunoscute. Serviciile noastre oferă plăceri și distracții pentru toate vârstele, atât relaxare pentru adulți, detoxifieri, locuri de joacă pentru copii, toată lumea e mulțumită la noi. Cum vă numiți? Andrada Șoarice. Bună ziua! O să ies sau? Nu, stați liniștit! Avem sauna cu sare, care este foarte bună pentru diverse afecțiuni respiratorii. Cum vă simțiți? Foarte bine, excelent. Ați făcut de mai mult o procedură sau? Da. Și se simte ceva? Se simte, bineînțeles. Cât stați acolo? Un sfert de oră, cred. Atât. Da. Am înțeles. Sănătate! Numai bine. Și ajungem la sauna cu ierburile Afroditei, unde facem o terapie pe bază aromatică, unde veți găsi diverse ierburi și arome, păcat că nu se simt, dar sunt compuse din busuioc, salvie și diverse alte arome, lavandă, sunt extrem de relaxante și detoxifiante. Iar cea mai puternică saună și cu o particularitate este sauna Hercules, care este placată cu pin negru și se regăsește doar în văile herculane. De asemenea, sauna finlandeză. Eu mai spune sauna uscată. Vezi că acolo sus să filmezi cu mare vouă. Da. Haideți înăuntru. Haideți! Putem să filmăm și clepsidra asta. De la mine? Atât se stă, da? Atât se stă. Da. 15 minute. Confortul tuturor. Dar poți și de la unul să te bagi la alte și de la unul să te pui prin cadă. Cu dușuri de răcorire între, sigur. Bună ziua! Cum vă simțiți? Cum e? Bine, bine. Pentru prima dată? Și cum vi se pare? Ok. Din Constanța suntem. Și cum e? Cum v-a plăcut? E foarte bine. E foarte bine. Nu ne așteptam. De cât timp ați venit? Acum am avut o oră. O să mai veniți? Sigur. Chiar vorbeam cu soția, sigur mai venim. De o săptămână? Da. De unde sunteți? De la Sinaia, Comarnic, Prahova. Ați venit tot la munte? Tot la munte. Dar mai frumos de la noi. Băi! Da. Bine, și aici este frumos. Aici este baza de tratament mai diversificată. Spuneți-mi cum vă simțiți după procedurile de până acum? Sau ce procedură ați urmat? Am făcut și cred că mă simt bine. Da. Soluxul mi-a plăcut cel mai mult. Relaxare totală. E fain. Deci vă simțiți bine? Da. Mulțumim pentru tot ce se întâmplă. Da, totul este ok. Personalul? Ok, în toate punctele de vedere. Cine ce pe partea stângă avem cabinetele de masaj și tratamente corporale, iar pe partea dreaptă sunt cabinetele de kinetoterapie și fizioterapie, totodată.
cabine de curenți electrici și ultrasunet, magnetodiaflux, ultrasunet, solux general. Acestea sunt câteva din procedurile pe care le facem în baza noastră medicală. Sărut mâna, bine v-am găsit! Bine ați venit! Mamă, de ce de aparate aveți aici? Foarte multe aparate. Spuneți-mi ce fac aparatele astea? Sunt pentru diferite afecțiuni și în funcție de ce probleme are fiecare pacient, medicul îi recomandă tratamentul respectiv. Pe mine mă dă un genunchi. Sunt foarte bune undele scurte, microundele, curenți. Deci pentru fiecare aveți da, ceva. Da. Acum aveți o pauză. Acum avem o pauză, da. Mulțumim tare frumos. Cum mare drag. Mulțumim. Și fiecare pacient în funcție de afecțiunea pe care o are. Și atunci vin la noi la proceduri. Poate nu vor să facă proceduri, dar fac. Deși cabinetul a două. Spune-mi, te rog, ce această instalație? Acesta este un parcurs Knife care facilitează alternanța cald-rece și produce un efect foarte bun pentru circulația sângelui, mergând dintr-un bazin în altul. Și diverse alte proceduri care se mai fac pe la noi, cum ar fi băile de plante, băile cromoterapie, aromoterapie și vestitele băi cu sub. Deci aici avem apa tămăduitoare de la Herculane. Aici este. Deci aici avem apa cu sulf. Apa cu sulf. Foarte caldă și plină de proprietăți benefice. Am înțeles că, cu toate că miroase cel mai urât, sunt cele mai bune. De obicei, ce miroase frumos nu e neapărat natural. Se zice o vorbă. Băile acestea cu sulf sunt printre cele mai recunoscute în Europa, cele de la Herculane. Cum e? Merge, merge? Foarte bine. Câte ore faci antrenament? O oră. Și ce aparate folosești? Am toate aparatele circuite. Toate aparatele sportive. Și după aia? Sauna. Și? Piscină, bineînțeles. Și cum te simți după aia? E o antrenament, foarte bine. Mm-hmm. Yeah,
Vă rog, din suflet, să nu mă faceți de rușine.